În clădirea în care a izbucnit incendiul a funcționat până în urmă cu câțiva ani Spitalul de Oncologie din Pitești. Construcția a constituit obiectul unui litigiu în urma căruia foștii proprietari au câștigat imobilul. Acesta fusese dezafectat și reparat. Un apel la 112 a anunțat un incendiu la partea superioară a clădirii. Pompierii ajunși la fața locului au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați în zona acoperișului. De teamă, mai mulți locuitori ai caselor din zonă au ieșit din imobile. Pompierii au acționat din mai multe părți pentru a împiedica focul să se propage la întreaga clădire și pentru a stinge incendiul. Timp de aproximativ 4 ore pe parcursul nopții, pompierii argeșeni au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o clădire dezafectată. Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării au constatat că incendiul se manifesta la nivelul acoperișului clădirii pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. În urma producerii evenimentului nu au fost înregistrate victime. În urma incendiului, acoperișul, primul etaj al clădirii și tavanul de la parter au fost distruse. Nu au fost victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. După o anchetă minuțioasă, pompierii au ajuns la concluzia că incendiul a pornit din interior. Oamenii străzii care dorm în clădirea dezafectată au făcut focul ca să se încălzească. Atunci când incendiul s-a extins, aceștia s-au speriat și au fugit, așa încât nu a mai fost găsit nimeni la fața locului.